Ramon Pandele vă prezintă jurnalul Agro TV. Bine v-am găsit! După o pauză de 4 ani, Târgul Internațional Agritehnica, dedicat industriei agricole, a revenit în forță anul acesta la Hanovra, Germania. Tema ediției 2023 este Green Productivity, sau agricultura verde în românește. Temă care înseamnă că vizitatorii din 12 până pe 18 noiembrie vor afla metode noi pentru afacerile lor agricole care protejează în același timp natura. În plus, organizatorii evenimentului au pentru cei interesați demonstrații cu cele mai noi utilaje agricole, workshop-uri și conferințe unde se vor da informații despre ultimele inovații din agricultură. O echipă complexă a Agro TV este prezentă la târg, de unde va prezenta informații de mare interes pentru fermierii noștri. Hanovra, Agritehnica 2023, o nouă ediție, locul unde agricultura și știința își dau mâna. Bogdan, foarte multă lume de la primele ore ale dimineții, putem spune că este un succes. Sigur că da, sunt 4 ani de când acest târg nu s-a mai ținut, se așteaptă peste 400.000, cred că așa am înțeles bine de la Corina Mareș, reprezentant delegat Intermarketing, organizatorul acestui târg. Trebuie să amintim de colegii noștri, despre Marius, despre Corneliu și, bineînțeles, noi doi, cei care împreună vom face pentru publicul telespectator al Agro TV, vom avea cât mai multe informații și, bineînțeles, reportaje. Sperăm să fie o ediție de succes pentru expozanți. Sunt peste 2800 de expozanți prezenți anul acesta la Agritehnica la Hanovra, pe o suprafață de aproximativ 38 de hectare. Și din așteptările noastre și din ceea ce cunoaștem de la colegii care se ocupă de partea aceasta de logistică, de vizitatori internaționale, aproximativ 400.000 de vizitatori așteptăm. Cea mare parte a lor sunt deja internaționali, deci nu mai vorbim despre o expoziție a Germaniei, când așa a început Agritehnica. Este o expoziție deja internațională și deja vorbim din ce în ce mai mult și de Agritehnica Asia, pentru că de curând noi am lansat și în Asia, încercarea de a dispersa puțin, nu să nu mai concentrăm totul într-un singur loc. Nu a rămas niciun metru pătrat neocupat anul acesta, dacă în anii trecuți mai vedeam locuri disponibile cu bănci, acum sunt foarte puține. România este prezentă? România este prezentă, evident. Și ne bucurăm foarte tare. Un târg de excepție, un reper în agricultura europeană și nu numai mondială, dar cel puțin la noi în Europa. Și când spun acest lucru, mă refer la faptul că și România, așa cum știm, prin integrarea noastră în Uniunea Europeană și-a câștigat acest statut, acest drept de a contribui, de a beneficia de programele, de procedurile europene privind sustenabilitatea programelor. Și astăzi, aici, la Hanovra, am reușit să identificăm, să facem așa o trecere de revistă vis-a-vis de tendințele care stau să devină un reper în bunul mers în agricultura europeană și în special în România,